Bună dimineața și bine v-am regăsit! Urmăriți ProPatria, prima serie de piloți români instruiți în Centrul European de Instruire F-16 din România, a terminat pregătirea, iar vineri a avut loc ceremonia de absolvire în baza 86 aeriană locotenent aviator Gheorghe Mocioriță de la Borcea. Instruirea celor 7 piloți a început în noiembrie 2023, iar primul zbor al acestora s-a desfășurat la începutul acestui an. Centrul de la Borcea este un hub internațional care facilitează creșterea interoperabilității dintre aliați și contribuie totodată la crearea unor standarde operaționale comune și la întărirea capacității Alianței Nord-Atlantice de a face față provocărilor complexe din regiunea Mării Negre și din Europa de Est. Conform acordului de colaborare, Ministerul Apărării Naționale a pus la dispoziție baza aeriană de la Borcea prin facilitățile de instruire și sprijin al națiunii gazdă. Forțele aeriene regale ale țărilor de jos au oferit aeronave F-16 pentru antrenament, iar compania Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. În prezent, piloții români sunt singurii care se pregătesc în cadrul acestui centru. This is a critical part of NATO's deterrence and defense because this is a place where pilots from all over Europe can train and learn to fly the F-16. And it's a great thing that Romania has done to host this center. And I want to take this opportunity to congratulate the 7 pilots that have graduated today and the Kingdom of the Netherlands that has made the jets available for their training. This will increase the capacity of NATO to defend its skies. De-abia la sfârșit, acum când terminăm programul, avem cu adevărat încredere că putem pilota aeronava în toată gama de misiuni de care este capabilă. Dificultăți au fost, bineînțeles, pe tot parcursul programului. Zborul pe aeronavă de vânătoare este un lucru cu adevărat dificil pe care nu multă lume are ocazia să-l facă, iar noi aici la centru am avut această oportunitate și am dorit să mulțumim celor care ne-au acordat această șansă. În continuare vorbim tot despre aviație, o altă premieră. 2 bombardiere strategice B-52 din Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, care alcătuiesc a 20-a escadrilă expediționară de bombardament, se află deja de o săptămână în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Sosite din Louisiana pentru prima dată la noi în țară, acestea fac parte din misiunea Bomber Task Force Europe și au scopul de a întări alături de aliații NATO și alți parteneri angajamentele de securitate din zona de responsabilitate a Comandamentului European al Statelor Unite ale Americii. Dislocarea regulată a bombardierelor strategice americane în țările aliate și partenere demonstrează modul în care Statele Unite ale Americii și NATO sunt pregătite și se integrează cu aliații și partenerii națiunii gazdă pentru a descuraja amenințările și a apăra alianța. Ce onoare mare este pentru mine să fiu aici astăzi. The presence of US Air Force bombers at this base is a perfect example of the commitment that has characterized our relationship with our allies. This is what is required for NATO allies to train and operate side by side. Presence, mission planning through mission execution. And so part of that is integrating NATO fighter capabilities with US strategic bombers. Together we are stronger, that's the NATO motto. A B-52 bomber landed on the Romanian territory. We are stronger if we are showing deterrence presence here, and also we are showing the proof of interoperability and the possibility of training together.
This deployment is not just about flying bombers. It's about integration and interoperability. Strategic deployments like these help provide U.S. and NATO leaders and defend against adversarial aggression. No nation can confront today's security challenges alone. So we remain committed to working with our allies and partners to maintain peace and stability in the Black Sea region and beyond. Săptămâna trecută, pe 20 iulie, am sărbătorit Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, iar ceva mai târziu veți putea urmări un interviu cu șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul major Leonard Gabriel Baraboi, care a vorbit, printre altele, despre dezvoltarea Forțelor Aeriene Române. Noi continuăm cu cele mai importante evenimente din mediul militar care au avut loc în această săptămână. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și omologul luxemburghez, generalul Steve Tull, au vizitat marți comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est din Sibiu și Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu. Cei doi oficiali au discutat despre integrarea militarilor luxemburghezi în grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și au evaluat situația de securitate din zona extinsă a Mării Negre și programul de antrenamente și exerciții comune pe teritoriul României. Contribuția militarilor luxemburghezi rămâne esențială în procesul realizării capacității operaționale inițiale a grupului de luptă de nivel brigadă, care va avea loc la începutul anului viitor. Miercuri 24 iulie, în sala mică a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, s-a semnat scrisoarea de intenție între Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Centrul NATO de Excelență în Medicină Militară. Semnarea acestei scrisori de către secretarul de stat, doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, respectiv directorul Centrului NATO, colonelul dr. Laszlo Fazekas, vine încă o dată să confirme strânsa colaborare dintre cele două structuri. Prin acest document, părțile semnatare urmăresc întărirea colaborării în domenii precum formare și exerciții, facilitarea participării structurilor din coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență la exerciții militare medicale, simulare și utilizarea realității virtuale în educația și formarea medicală. Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. În consecință, Ministerul Apărării Naționale a întărit măsurile de supraveghere a spațiului aerian național cu forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă poliției aeriană. Aeronave de luptă au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației. Mai multe detalii am obținut de la generalul de brigadă Constantin Spunu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. În prima noapte au fost ridicate aeronave F-16 de pe baza 86 aeriană de la Fetești, iar în a doua noapte de la Mihail Cogălnicianu, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene finlandeze care au monitorizat situația în zonă. Extrem de important, în ambele situații, Centrul Național Militar de Comandă pe procedură a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din zonele aflate în proximitatea acestor atacuri. În baza acestor notificări s-au transmis în fiecare dintre cele două nopți mesaje RoAlert. Ministerul Apărării Naționale, ca în fiecare situație de acest gen, a declanșat imediat măsuri de căutare, de cercetare în teren. Am informat pe parcursul acestei săptămâni, sunt trei posibile zone de incidență pe care le-am identificat în proximitatea localității Plauru din județul Tulcea. Însă aș vrea să înțelegem că zona de cercetare este mult mai mare. Avem forțe și mijloace care acționează în mai multe locații pentru că noi întotdeauna coroborăm informațiile pe care le primim, fie prin sesizări de la cetățeni, fie prin indicații ale aparaturii pe care o utilizăm de observare vizuală sau radar. Cu siguranță forțele și mijloacele care sunt dispuse suplimentar pe zona aceasta unde se manifestă de aproape un an de zile
atacurile cu drone pe infrastructura civilă sunt pregătite să intervină în orice situație în care ar fi nevoie de acest lucru. Trebuie să fim atenți și la informațiile care se rostogolesc în spațiul public. Este evident nevoia de explicare permanentă a acestei situații. Spre exemplu, chiar acum sunt o serie de imagini video filmate pe timpul acestor atacuri care pretind nici mai mult, nici mai puțin că o parte din aceste drone ar fi lovit obiective de pe teritoriul României, iar forțele noastre ar fi executat foc asupra lor. Sunt informații evident false, însă astfel de încercări de manipulare, care nu sunt neapărat cu intenție, sunt de așteptat în această perioadă. De aceea, Ministerul Apărării Naționale are și această misiune de a explica permanent ceea ce se întâmplă, însă avem nevoie și de verificarea informațiilor, spre exemplu, verificările de la cele trei locații din proximitatea Plauru au fost comunicate pe măsură ce ele s-au finalizat, pentru că sunt investigații care se desfășoară de echipe formate din specialiști de la mai multe instituții, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, sunt investigații care au o anumită procedură și atunci noi putem să ieșim și să explicăm, să comunicăm, să informăm cu privire la ceea ce s-a descoperit doar după ce procedurile legale sunt îndeplinite. Deci trebuie să fim într-un permanent echilibru, avem nevoie să verificăm informațiile pe care le transmitem, dar și în același timp să atunci când avem aceste informații să le transmitem cu maximă operativitate. Detașamentul forțelor aeriene regale ale Marii Britanii și cel al forțelor aeriene finlandeze și-au încheiat misiunea în țara noastră. Timp de 4 luni, cei 260 de militari britanici cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon s-au aflat în serviciul de poliție aeriană întărită, alături de forțele aeriene române în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. A fost pentru a cincea oară când piloții britanici au fost dislocați în România. Detașamentul finlandez, prezent pentru prima oară în țara noastră la o astfel de misiune, a fost format din 90 de militari cu 7 aeronave F-18 Hornet. Participarea celor doi aliați la misiunile de poliție aeriană în regiunea țării noastre arată coeziunea care există între statele Alianței Nord-Atlantice. The mission's been fantastic success. We've been here for around 4 months now. We've done some fantastic training with our allies, our NATO allies. Deterrence is working and NATO stronger together. Having the war in Ukraine just up to our north, it doesn't worry us at all. We still conduct our air combat, and to train so close to the eastern flank of NATO's airspace has been fantastic for us. ProPatria continuă cu vești de la militarii români care sunt în misiuni externe. Alături de noi în platou este Olguța Mila. Bună dimineața! Din ce zone avem informații în această săptămână? Bună dimineața! Avem noutăți din Polonia și din Marea Mediterană, unde nava școală Mircea își continuă marșul de instrucție. Detalii imediat! Prima staționare din această săptămână o facem în Polonia, unde pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliați americani, britanici, croați și polonezi. Detalii despre ultimele activități derulate zilele acestea avem de la locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului. Militarii detașamentului au executat un exercițiu cu trageri de luptă cu complexele antiaeriene Gepard în poligoanele de instrucție din Polonia. Acest tip de exercițiu oferă militarilor posibilitatea de a identifica și angaja o țintă, dar și de a corecta focul asupra acesteia. De pe uscat mergem în Marea Mediterană, unde nava școală Mircea își continuă marșul de instrucție. La bordul velierului Academiei Navale Mircea cel Bătrân se pregătesc 86 de studenți ai Academiei și 8 studenți străini din Bulgaria, Letonia, Polonia, Spania și Turcia. Nava școală Mircea urmează să ajungă în portul militar Constanța la începutul lunii august. Săptămâna aceasta, nava școală Mircea s-a aflat timp de 4 zile în escală la Palermo. Am plecat de la Toulon pentru o etapă de marș de doar 3 zile și 460 de mile marine. Mai exact, am trecut de jumătatea marșului, acum mergem spre sud, ne întoarcem acasă. Am reintrat în Mediterana, am trecut prin strâmtoarea Bonifaciu, cea care desparte insula Corsica de insula Sardinia, am reintrat în Marea Tireniană și iată, am ajuns aici, în insula Sicilia, în portul Palermo.
ce s-a întâmplat în cele 3 zile de navigație. Au continuat antrenamentele și exercițiile de vitalitate a navei, de abandon a navei, în momentul în care tot echipajul se strânge la puntea centru, echipați cu vestele de salvare, ca să exersăm cel mai rău scenariu care se poate întâmpla pe mare. Tot în această etapă de navigație de doar 3 zile a avut loc și ceea ce putem numi instrucția sanitară a studenților și a cadeților de la bord. Pe nava Școală Mircea se află o echipă medicală redutabilă, formată dintr-un colonel medic și 2 subofițeri sanitari, care le-au împărtășit cadeților primele noțiuni de acordare a primului ajutor, care le vor fi utile nu doar în cariera militară, ci și în viața de zi cu zi. Dacă vă interesează, să știți că există și o cazuistică medicală la bordul navei Școală Mircea. Vă pot spune așa din culise că cele mai frecvente afecțiuni medicale minore sunt, credeți sau nu, bătăturile. Nava Școală Mircea este un velier și se trage serios de parâme. Urmează pe locul 2 insulațiile, deshidratarea și răcelile sau faringitele. Pentru că există această trecere bruscă de la temperaturile foarte ridicate de afară în spațiile unde se află aer condiționat. Vă spun de asemenea că principalul inamic al navei Școală Mircea în ultima etapă pe mare au fost temperaturile extrem de ridicate. Chiar și pe mare, acolo unde te aștept să bată briza, temperaturile au trecut constant de 35 de grade, iar apa mării, la 5 metri adâncime, acolo unde se află senzorii de pe chila navei de la stația meteo, indicau numai puțin de 28 de grade, ceea ce înseamnă că la suprafața apei temperatura era undeva în jur, da, aproximativ 30 de grade. S-a mai bricuit la nava Școală Mircea în aceste 3 zile, pentru prima oară în acest marș. Este o activitate tradițională, nu are nimic cu căprăria sau cu umilirea cadeților, este vorba de tradiție și marinărie. Pe 26 iulie, noi am plecat de aici, din portul Palermo, și ne îndreptăm spre ultima escală din acest marș de instrucție Marea Mediterană, care va fi la Bodrum, în Turcia. ProPatria continuă cu interviul săptămânii, unde invitat este șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Gabriel Baraboi, care la 111 ani de istorie aeronautică românească, împliniți pe 20 iulie, a vorbit atât despre înzestrarea forțelor aeriene române, cât și despre importanța forțelor aeriene, mai ales acum în contextul războiului la graniță. Domnule general major Leonard Baraboi, la mulți ani și vă mulțumim că ne-ați primit la sediul Forțelor Aeriene Române. Domnule colonel Dumitrașcu, bine ați venit, mulțumim frumos și avem convingerea că dictonul pe care l-am promovat doar împreună va continua și va deveni. Împreună, aviația română de 111 ani, 111 ani cu nume fabuloase în urmă, iar acum duceți mai departe această tradiție într-o epocă nu foarte liniștită. Cum o simțiți în acest an 2024? Într-adevăr, tradiția ne obligă, ne onorează. Suntem conștienți că această onoare ne obligă la mai multe lucruri și implicare mult mai mare. Dar conform pregătirii noastre și a echipei pe care am format-o și continuăm să o dezvoltăm, avem convingerea că la sfârșitul fiecărei zile putem să raportăm șefului apărării Cer Senin din partea forțelor aeriene. Dincolo de ceea ce raportați șefului apărării, este foarte important și felul în care vă simt oamenii de acasă. Aviația de senzația, așa cum a fost și în piața aviatorilor, este un moment așteptat de toată lumea, și de copii și de cei mari. Dar dincolo de asta, nedeclarat, oamenii au mare încredere în dumneavoastră, pentru că nu e așa. Țineți sus steagul României și apărați cerul României. Și asta nu e un lucru ușor și nici lipsit de importanță. Într-adevăr, nici o zi fără provocări. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, să ne situăm pe primele două locuri în preferințele populației din România și le mulțumim și pe această cale, armata și biserica. Într-adevăr, presiunile conflictului neprovocat din Ucraina se resimt. Am avut incidente la graniță, dar împreună cu colegii din poliția aeriană, piloții care execută serviciul de poliție aeriană, colegii internaționali care execută poliția aeriană extinsă, împreună Stronger Together, motoul NATO. Bineînțeles că nu doar piloții, ci și colegii de la radiolocație, de la rachete, de la forțele terestre cu Gepardul,
Este, să spunem așa, un contingent de forțe întrunite care stăm de pavăză la granițele țării. Uitându-vă un pic în urmă, să zicem, nu mai mult de 20 de ani, nu știu dacă mulți realizează ce progrese s-au făcut și faptul că acest F-16, macheta lui care este lângă dumneavoastră, este avionul de luptă al României, de vânătoare și de apărare a cerului României. 20 de ani, atât aș vrea să vă întoarce și să vă amintiți cum era, în ce poziție erați dumneavoastră și cum vă raportați așa la prezentul de atunci și la viitor. Vă puteați închipui că vom ajunge în epoca asta în care armata română, aviația, forțele aeriene au Patriot, F-16, Spartan, lucruri care s-au întâmplat în ultimii 15, probabil. Acum 20 de ani eram un tânăr locotenent, proaspăt întors din prima misiune externă. Am avut onoarea să fiu cel mai tânăr participant la o activitate internațională din Bulgaria, cu MiG-ul 21. Într-adevăr, visam ca tineri piloți să zburăm într-o zi pe un avion de o generație mai nouă și, bineînțeles, că factorii de decizie au avut grijă ca în viitorul apropiat, adică în cei 15 ani, să ne bucurăm de avioane F-16. După cum bine știți, prima escadrilă achiziționată din Portugalia este deja operațională și este pe locația Fetești. Urmează celelalte două escadrile cumpărate din Norvegia, care vor ajunge pe câmpia Turzii. Momentan avem 9 aeronave pe câmpia Turzii. Sistemele Patriot sunt ultimă generație și nu sunt singurele programe. Îndrăznim să visăm în continuare. Așa cum ați menționat, într-adevăr, macheta de F-16 în dreapta mea, foarte frumoasă. Așteptăm în acest an cât de curând și în partea stângă să apară macheta de F-35. Visăm astfel încât în 2030 să reușim să avem F-35 care vor ieși de pe poarta fabricii din Statele Unite și vor rămâne pentru un an jumătate în America pentru a instrui piloții și instructorii pe care îi vom trimite acolo. Mergând un pic mai departe, ați fost pilot de MiG și cred că vă simțeați într-un fel ciudat văzând propaganda, aruncând mereu cu noroi pe faptul că MiG-ul era sicriul zburător, că F-urile de aici sunt niște vechituri. Cum le-ați răspunde? Fiind pe această funcție, nu poți decât să fii vârful de lance al echipei din spate. Întotdeauna, în funcție de comandă pe care l-am ocupat, am considerat că toate lucrurile bune sunt datorate colegilor. Ce merge rău este vina comandantului. Și nu voi schimba această filozofie. În ce privește MiG-ul 21, mi-ați atins o coardă sensibilă. Este prima mea dragoste. Este avionul pe care m-am format ca pilot militar, instructor de zbor, participant la diferite misiuni, atât în țară cât și în străinătate. Am zburat cu el în Norvegia, aproape de cercul polar. Am executat trageri cu bombe ghidate laser, offer, vârful de gamă. Deci vreau să spun că MiG-ul 21 pentru mine personal, încă o dată subliniez, a fost prima dragoste. Într-adevăr, a venit timpul să trecem la avioane de generație mai nouă, datorită faptului că aerodinamica MiG-ului 21 nu mai corespundea necesităților zilelor de astăzi. Modernizarea MiG-ului 21 a fost un punct important și avionica de pe MiG-ul 21 putem spune că a fost echivalentă F-ului 16 Block 52. Vă menționam anterior că am fost la diferite exerciții atât în țară cât și în afară, nu doar eu, cât și alți colegi. Și am fost mândri să rezolvăm situațiile create în cadrul exercițiului cu MiG-ul 21 Lancer, upgradat, la nivelul la care colegii din NATO erau cu F-ul 16, cu Tornado, cu Eurofighter. N-am fost cu nimic mai prejos. Și acest lucru ne-a întărit pe noi ca piloți, ne-a dat încredere și am îndrăznit să visăm. Repet, a venit timpul să punem MiG-ul 21 la conservare, așa cum știți, pe 15 mai anul trecut și începând în acel moment ne bazăm pe F-ul 16 și visăm la F-ul 35. Ăsta a fost un pas inteligent, această punte de trecere către F-35 și v-aș invita să le spuneți acum, după experiența deja vastă cu F-16, cum este acest avion? Comparându-l, evident, cu expiratul, pentru că așa e natural, MiG-21, la ora asta,
Și trecerea asta către F-35 este una normală pe F. A fost cea mai bună alegere, deoarece trecerea de la un MiG-21 Lancer direct pe F-35 ar fi fost aproape imposibil. Este o schimbare de mentalitate, dacă doriți. Este o altă filozofie de a zbura. Dacă la MiG-21, cam 80% din timp, pilotul îl dedica pilotajului în sine, la F-16 situația s-a schimbat dramatic, în sensul în care gestionarea câmpului de luptă a informațiilor este primordială, pilotajul picând în partea a doua. Este un avion mult mai ușor de zburat decât MiG-21. Să nu uităm că MiG-21 avea cea mai mare viteză de venire la aterizare din lume. Și era o vorbă între piloții de MiG-21 că cine poate zbura MiG-21 poate zbura orice alt avion. Da, așa că am auzit vorba. Consider că este un pas normal, un pas în față, F-16 fiind un pas intermediar. Bineînțeles că ne dorim, pe măsura introducerii F-35, avioanele F-16 disponibile vor rămâne în serviciu în continuare, pentru că e bine să fim acoperiți din ambele perspective, atât F-16 cât și F-35. De ce credeți că sunt românii atât de talentați în alea aviației? Îmi place să cred că așii de vânătoare, cartea scrisă de domnul general Strâmbeanu, Escadrila de Aur, și așteptăm cu nerăbdare și Escadrila de Argint, au lăsat ceva în ADN-ul nostru, al românilor, o pasiune pentru zbor, o dedicare și doar Vlai cu coandă, Vuia, Obert, sunt niște nume cu rezonanță mondială. Prunariu? Nu mai vorbesc de domnul general locotenent Prunariu, primul cosmonaut și singurul deocamdată. Avem un trecut care ne obligă, dar de la care am avut și de învățat și, repet, consider că e ceva în ADN-ul nostru. Piloții români, la toate aplicațiile, la toate exercițiile la care au participat, s-au întors doar cu laude și cu cuvinte frumoase. Așii aviației de vânătoare de generalul Victor Strâmbeanu. Mai este această carte extraordinară, o întâmplare absolut unică în istoria aviației mondiale, în zbor spre Marea Unire. Vasile Niculescu, împreună cu al său coleg Precup, care, iată, au dus documentele importante ale Unirii. Cât de mult ați știut și ați învățat dumneavoastră în școala de aviație, în școala militară, și cât de mult învață cei de acum? Că voiam să ajungem și la învățământul de astăzi. Este o întrebare destul de delicată. Pe vremea mea, e o vorbă la noi în armată. Consider că, fiind ultima promoție de la Boboc, deci ultima promoție de Institut de Aviație, având pregătire și de ingineri, programa a fost un pic mai încărcată, cererile au fost un pic mai mari. Dar asta nu înseamnă că a fost o soluție de succes. Într-adevăr, toți cei 14 din promoție, parte dintre ei am activat în aviație, bineînțeles, parte dintre ei au părăsit sistemul ieșind la pensie sau au ales o carieră în aviația civilă. Consider că acea pregătire nouă n-a fost foarte utilă. Dar, pe de altă parte, consider că învățământul din zilele noastre trebuie să ne adaptăm în noi generații, pentru că ei sunt un alt aluat, să spunem. Trebuie adaptat nevoilor de cunoaștere și pasiunilor tinerilor care doresc să urmeze o carieră în forțele aeriene. Acest lucru s-a întâmplat. După cum bine știți, programa nu se poate schimba peste noapte. Este un lucru care cere timp, dar putem spune cu mândrie că Academia Forțelor Aeriene este o instituție de elită. Vă pot împărtăși faptul că, începând de anul trecut, în program am avut inclusiv elemente de spațiu. După cum bine știți, spațiu, domeniul spațial ne-a fost încredințat forțelor aeriene și atunci trebuie să ne pregătim generația de mâine. Ar fi multe de vorbit, prea puțin de cuprins într-o singură ediție a emisiunii ProPatria. Cu siguranță ne vom mai vedea la interviul săptămânii. Două întrebări. De final, când v-ați hotărât, când v-a fost clar că veți fi aviator? Și următoarea am să vă adresez după ce îmi răspundeți. E foarte simplu răspunsul. De când am amintiri
la începuturile vieții am fost mereu cu capul în sus, cu capul în nori, cum glumesc unii colegi. Am simțit o chemare pentru aviație. Nu am avut pe nimeni în familie care să fi urmat o carieră militară. Pur și simplu asta am simțit că trebuie să fac. Și drept pentru care la vârsta de 14 ani am ales să urmez cursurile unui liceu militar, actualmente colegiu. Am urmat colegiul militar, liceul militar la acea vreme, Dimitrie Cantemir Breaza, unul dintre cele mai bune. Deși era din Iași. Deși eram din Iași, da. Așa am simțit. Știți cum e, Dumnezeu le aranjează pe toate. După care, în liceu, mi-am desăvârșit pregătirea în științele exacte, lucru care era necesar pentru a deveni pilot. Am urmat vizita medicală și de acolo totul a fost ca pe sârmă, să spunem. Am mers liniar. Deci e o pasiune din tinerețe. Cultivată și din lectura cărților în materie de aviație și nu neapărat de autori români, dar și de autori străini. Pierre Clostermann este un model, cred că, pentru mulți dintre piloții existenți. Și întrebarea pe care v-am promis-o la sfârșit. Acum vreo câțiva ani, la Jurnal Militar, la Radio România Actualități, am difuzat un interviu cu dumneavoastră în care povesteați despre un episod foarte serios. Ați fentat moartea așa la mustață. Vi s-a oprit motorul în zbor cu șoimul. Așa este. Ați mai face aceeași alegere de a nu părăsi avionul și de a încerca să-l salvați? Ați atins o coardă sensibilă. Anul acesta am sărbătorit 10 ani din noua viață, să spunem. Meseriile noastre sunt meserii vocaționale și nu mă refer aici doar la piloți, pentru că forțele aeriene sunt compuse atât din piloți, din ingineri, maestri militari, meteorologi, artileriști, radiolocatoriști, toate armele și specialitățile sunt extrem de importante, sunt niște rotițe în angrenajul mare al forțelor aeriene. Da, referitor la întrebarea noastră punctuală, da, aș alege aceeași soluție. De ce? Pentru că, așa cum vă povesteam la radio, motorul s-a oprit brusc, ne semnalizând niciun simptom și pentru mine a fost foarte ciudat. Eram în cabina a doua ca instructor, în față era un tânăr student care va finaliza în prima promoție de la cursul de trecere pe F-16 și e un lucru de care sunt foarte mândru. La 10 ani de la 10 ani. La 10 aterizare ani. Forțată. Așa e. Și oprindu-se motorul, nedându-ne seama de ce s-a oprit, am zis, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat, că poate acea problemă o să apară în viitor și la alte aeronave. Decizia n-a fost ușor de luat, dar având experiența acumulată pe MiG-ul 21, având încredere în Dumnezeu și în cunoștințele dobândite, am considerat că este soluția optimă. Cu toate că directorul de zbor mi-a ordonat să catapultez, pilotul în comandă este cel care ia ultima decizie și atunci, după ce l-am anunțat pe pilotul elev, dacă vrei să te catapultezi, te rog să te catapultezi, m-a impresionat răspunsul și nu o să-l uit toată viața. Răspunsul a fost așa, dacă dumneavoastră care aveți familie acasă, ați decis să rămâneți, eu care sunt singur, bineînțeles se referă la familie, soție, copii, părinții trăiesc și ei are și în continuare și le dorim multă sănătate. A spus că atunci rămân și eu. Am aterizat forțat pe burtă, ne mai trebuiau probabil 300 de metri de înălțime, dar n-a fost să fie. Am aterizat totul în regulă, suntem amândoi sănătoși, avionul la mai puțin de un an de zile a fost remediat și a reînceput zborul. Știți care este? 716, de fiecare dată când merg la Boboc, mă duc și vorbesc cu el, pentru că binomul om-mașină funcționează și noi comunicăm. Dumneavoastră ați avut o mare responsabilitate. Așa e. N-a fost doar viața dumneavoastră în joc. Nu. Cu atât mai mult când e viața unui student. Dar nu sunt un om deosebit. Așa sunt toți piloții din forțele aeriene. Pentru că e o meserie pe care o facem din pasiune, punem tot sufletul în ea și atunci nu avem cum să nu performăm. Așa îmi place să cred că vom continua să performăm la acelea standarde înalte de fiecare dată. Și astăzi, ca șef al forțelor aeriene române, un mesaj de final pentru cei care ne ascultă la radio și cei care
ne văd, vă văd la, la ProPatria un mesaj de încredere. Noi, da. Noi suntem, să spunem așa, primii grăniceri. Nu pot decât să le transmit cu încredere că suntem 24/7 prezenți la granițele și hotarele României, apărăm cerul senin al României și ne vom face datoria cu presoțință de fiecare dată. Domnule general major Leonard Baraboi, vă mulțumesc mult și mă mai așteptăm la ProPatria la interviul săptămânii. Și eu vă mulțumesc și să aveți o zi frumoasă. Mulțumesc! Instituțiile militare de învățământ superior și școlile de maestri militari și subofițeri ale categoriilor de forțe din București și din întreaga țară au organizat la finalul acestei săptămâni festivitățile de absolvire și de înaintare în primul grad de ofițer, maestru militar și subofițer a promoției 2024 Avram Iancu 200. Aproximativ 2000 de absolvenți urmează să încadreze primele funcții. Marciuc, Ionel! Absolvent! Compania 1! Absolvent! Chiar de la începutul liceului militar am așteptat să ajung ofițer și acum, după 7 ani, în sfârșit, chiar am ajuns să trăiesc momentul acesta. Sunt niște copii deosebiți, pentru că nu au ales orice profesie, au ales una înălțătoare. Felicitări, vă văd împreună cu familia și sora mai mică, uite, i-au dat lacrimile de emoție. Sunt foarte mândră de el. Hai gata, nu plânge. Emoțiile sunt mari. O bucurie, că așa este o mamă și un părinte. Când am fost ca el la început, la vârsta lui, când am plecat la drum, am dorit această meserie, dar n-am reușit. În schimb, sunt mândru că fiul meu a reușit ceea ce eu mi-am dorit pentru mine. Acest moment este unic în viața mea și totodată este încărcat cu multă responsabilitate. Responsabilitatea de a fi în mijlocul oamenilor, de a-i conduce și de a empatiza cu ei și totodată de a-ți îndeplini misiunea. Nu sunt cuvinte de exprimat câte emoții sunt în sufletul părinților când copiii sunt foarte, foarte buni. Suntem extrem de mândri. Eu urez mult succes în continuare și să ajungă cât mai sus. Vom face o trecere uriașă, de la un simplu student la un cadru militar, la un ofițer. Suntem pe de o parte încântați, pe de altă parte foarte emoționați, întrucât va urma o etapă semnificativă în viața noastră. Ocuparea primei funcții și primirea primului grad oficial, nu onorific, real. Domnule general, personalul școlii este pregătit pentru începerea festivității de absolvire și înaintare în grad a promoției 2024. Servesc patria. Servesc patria. Servesc patria. În 2024 se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Acest din urmă reper este cel care dă și numele promoției din care faceți parte. Un model de patriotism care sper să vă fie și dumneavoastră sursă de inspirație. Vă felicit pentru rezultatele obținute și primirea primului grad și vă urez o carieră strălucită, succes și împlinit pe toate planurile. Închei prin a vă transmite tuturor întreaga mea apreciere pentru încrederea pe care o acordați armatei. Am onoarea să vă salut, bun cart înainte! Îmi place parcursul lui și îmi place foarte mult uniforma. Sper să ne păstrăm prietenia și să ne vedem, să ne povestim faptul că am ajuns acolo unde am dorit amândouă. Mai am încă un an și mi-e foarte greu, când știu că am legat foarte multe prietenii aici cu colegii mei care au terminat anul acesta și emoții mari.
A fost o experiență superbă la această unitate, cu fel și fel de oameni. Ne-a format și ne-a întărit pe partea de carieră. E de-abia începutul drumului și o să vedem cum o să fie. Suntem mândri de copilul nostru, un copil minunat. Mi-am făcut familia foarte mândră de mine și sper să le demonstrez pe viitor de ce sunt în stare. O să ajungă în unitățile în care au fost repartizați. Specialiștii formați de noi îi întâlnim în toate structurile, de toate categoriile de forță și din toate structurile din Sistemul Național de Apărare. Spre deosebire de alte forțe din țară, să zic așa, noi am fost întotdeauna mai speciali. Forțele aeriene se promovează gândirea outside the box și mă reprezintă pe mine. Plin de emoții, atât de fericire, cât și de, pot spune, nostalgie, deoarece îmi părăsesc colegii care pot spune că mi-au devenit unele cele mai apropiate persoane din viață, au devenit familie unii dintre ei, atât cadrele cât și colegii. Școala militară de maiștri militari sub ofițeri a forțelor aeriene înseamnă totul. Eu am ajuns în cei 38 de ani de activitate să mă identific cu această școală. Multă lume mi-a spus, de ce n-ai părăsit școala? O am în suflet și o să am toată viața. Am ajuns la ultima rubrică a emisiunii Pro Patria. Rut Drăgușin, meteorolog aeronautic în baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu Boboc, este alături de noi prin telefon. Bună dimineața, cum va fi vremea săptămâna viitoare? Bună dimineața! Ne bucurăm că am avut parte de un episod drăgoritor, însă această săptămână ne aduce din nou o vreme călduroasă. Pentru începutul intervalului, în sudul și sud-estul țării, temperaturile vor depăși pragul de caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. În restul regiunilor, însă, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, zilele vor debuta cu un cer senin, urmând ca în timpul după amiezilor să apară înorori temporar accentuate. Atmosfera va fi caracterizată de instabilitate, iar intensitatea acesteia se va accentua în timpul după amiezii, mai ales în zonele montane și submontane. Instabilitatea se va manifesta prin averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice, prezente pentru începutul săptămânii în zonele menționate anterior. Pentru restul intervalului, sunt prognozate averse în general slabe, pe arii cu totul și cu totul restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și pe timpul manifestării fenomenelor. Din punct de vedere operațional, vremea nu va reprezenta un impediment pentru militarii din forțele terestre, acestea având condiții favorabile executării tuturor misiunilor planificate, exceptând perioadele scurte ale manifestării instabilității și ale disconfortului termic accentuat. Vremea se menține frumoasă deasupra Mării Negre, iar marinarii vor avea parte de o mare puțin agitată, cu o temperatură de 26-28 grade Celsius. Pentru forțele aeriene române, cerul va fi senin în majoritatea regiunilor, însă instabilitatea atmosferică manifestată prin averse de ploaie și descărcări electrice necesită atenție sporită din partea piloților, mai ales pentru misiunile planificate în zonele montane. Atât pentru astăzi, vă urez o săptămână minunată tuturor și vă invit să o încheiați bucurându-vă de frumusețea aviației la a treia ediție a show-ului aviatic Black Sea Airshow. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Pro Patria. Ne găsiți și pe Facebook. Căutați Pro Patria MAPN. Ziarul Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro. Iar în fiecare sâmbătă dimineață, de la ora 9:05, emisiunea Jurnal Militar este difuzată pe Radio România Actualități. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!